Salut! Despre două chestii vreau să vorbesc în filmulețul ăsta. Amândouă legate de o declarație pe care Ludovic Orban a dat-o într-o emisiune la TVR1 și o să vă dau jos link-ul în descriere, o să vedeți link-ul ca să puteți să vedeți declarația completă. Prima e legată de tăierea pădurilor. Orban zice că tăierea pădurilor, care e strâns legată de o firmă austriacă, Schweinhofer, nu se întâmplă așa cum vedem noi toți proștii ăștia, cu camioanele care pleacă din România și cu alea care se duc la firma austriacă. Nu, nu e așa. Noi suntem proști. Noi vedem și filmele alea și fotografiile care circulă pe net sunt trucate, nu sunt adevărate. Noi suntem mai atâmpiți, da? Orban zice așa că firma asta austriacă importă 80% din lemn și că doar 20% vine din România. Eu mă întreb de ce dracu și-au făcut fabricile aici și și-au făcut aproape acolo de unde importă lemnul, că era mai ieftin să-l aduci, adică măcar scuteai niște costuri de transport, nu? Deci dacă tu aduci lemn din Pakistan, păi de ce nu ți-ai făcut, frate, fabrica în Pakistan? Că Pakistan până în România te costă lemnul de nebunești. Da, nu l-a aduce din Pakistan, l-a aduce din Austria și a pus fabrica în România, n-a pus-o în Austria. Că a zis el, bă, lasă să le dau și bani la ăștia, că ăștia sunt proști și n-au bani și hai să punem fabrica aici. Da. 2. Orban zice că dacă opresc tăierea lemnului, 200.000 de locuri de muncă vor dispărea. Păi de unde, bă, nenea Orbane, 200.000 de locuri de muncă, dacă doar la firma Schweinhofer, asta măreață, doar 20% din lemn e din România? Păi dacă tu tai, oprești lemnele să se mai tai, dar și bași pe oamenii în șomaș tehnic, păi de unde să ducă? Dacă ele 80% din lemn din afară și bănuiesc ca el, fac și ăștia la alții, care nu-i vedem noi, da? Adică și ăștia la alți procesatori. Da? Dacă ei iau 80% din lemn din afară și doar 20% din România, păi dacă tu tai aia 20% și mai rămân 1%, să zicem, de unde? Că lași continuă activitatea, de unde dai afară 200.000 de oameni? Că la continuă activitatea nestingherii, n-ai nicio treabă. Eu cred că ne-i câtă proști așa, cam asta e ideea. Dar așa am fost tot timpul noi ăștia tâmpiți, care te-am votat pe voi. Bun, a doua problemă pe care vreau să o discut, tot în interviul ăla, în care aveți link-ul în descriere, e întrebat de către moderatorul de la TVR1, bă, cum au ajuns autocarele alea din Suceava, în Iași, în Cluj, să plece ăștia la muncă în Germania. Că zilele trecute, ieri, în apropiere de Iași, au fost acoperite niște autocare cu zilieri care plecau la muncă în Germania și s-a constatat că erau din zonele alea închise, din Suceava. Din zonele închise, atenție, deci nu putea să intre, nu putea să iasă nimeni de acolo. Și întrebarea a fost, bă, cum au ajuns ei acolo? Cum? Nu i-a văzut nicio... Și se pare că au mai trecut de două filtre de poliție înainte să fie opriți. Și l-a întrebat pe Orban, bă, nenea Orbane, cum au ajuns mai acolo? Cum au plecat din zona aia, din Suceava? Cum s-a întâmplat chestia asta? Și el a zis că o să facă MEAI o anchetă și o să vină cu răspunsuri. Asta a fost răspunsul. Adică, bă, noi știm, dar nu vrem să vă spunem vouă. Adică știm cum au ajuns, că noi am lăsat, că na, e de sus, de la șeful satului. Și dacă vine de sus, de la șeful satului, care primește de la șefii lui de până afară, de pe la Mercălița și de pe la aia, cum putem să zicem noi, bă, șeful nu se poate? Nu putem să-i aducem pe ea, că na. Carantina e doar pentru proști, izolarea, pentru ăștia alați deștepți când sunt interese de astea, cum să nu se poată? Nu? Păi, cam așa e toată treaba. Ești un mare mafiot, nenea Orban. Și tu și ăla din vârful satului. Mulțumesc. Am asta vreau să vă spun, dați click pe subscribe și pe clopoțel ca să vă anunțe când mai pun filmulețe pe aici.